O caracteristică de bază a unui bun pompier este dragostea față de semeni, căci odată cu dragostea vine și curajul, implicarea și lupta nestăvilită pentru crearea siguranței celor din jur. Salvatorii orăștieni au demonstrat în repetate rânduri că sunt alături de membrii comunităților, nu doar atunci când intervin în situații de urgență. Astfel, cei 21 de soldați gradați profesioniști care își desfășoară stagiul de pregătire profesională în cadrul Centrului de Instruire Orăștie au urmat exemplul colegilor lor din cadrul detașamentului din orașul Paliei și au vizitat o familie cu 6 copii din dorința de a le aduce acestora zâmbetul pe buze în perioada sărbătorilor pascale. A fost o activitate emoționantă, dar sunt fericit că a reușit să aduc pe chipul copiilor zâmbete și sperăm ca pe viitor să mai facem astfel de activități. Dar poate mai mult decât dulciurile, jucăriile sau hăinuțele pe care le primesc, pentru micuți contează îmbrățișările, răspunsurile la curiozitățile lor legate de munca pompierilor și cele câteva clipe de joacă alături de niște eroi. În primul rând am înțeles faptul că menirea pompierilor este de a ajuta semenii în permanență, iar în al doilea rând faptul că fac parte dintr-o armă nobilă. Pentru pompierii orăștieni, vizitele la această familie au devenit deja o tradiție, iar de câțiva ani copiii se bucură de întâlnirile cu salvatorii și de cadourile oferite de aceștia.